Informații de ultim moment, doamnelor, domnilor, Kremlinul recunoaște oficial că se află în război cu Ucraina. Practic, spuneam înaintea pauzei de publicitate, Putin a arătat lumii întregi că împăratul este gol. Problema pentru domnia sa este că împăratul este chiar el. Recunoaște așadar o stare de beligeranță oficială cu Kievul. Nu știm ce înseamnă acest lucru, ceea ce vedem în schimb este o accentuare a bombardamentelor fără milă a orașelor ucrainene. Din păcate, mii de oameni au de suferit zilnic și sute de mii trăiesc în condiții mai mult decât precare. Propun acum să vedem o reacție mai mult decât cinică a celor care este vocea lui Putin. Nu știți, Dmitri Pescov, urmărim acum. Este specială военная операция de jură, nu no, de fapt, фактически. Для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт. Și să vă spuneam, discutăm în clipele ce urmează cu Radu Hosu, este singurul român voluntar decorat de către președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Radu Hosu, așadar live acum pe Digi24. Bună seara, Radu Hosu, îți mulțumim tare mult că ai găsit timp pentru noi. Bună seara, bine v-am găsit. În primul rând, ai reușit să vorbești cu prietenii tăi români care se află în Ucraina? În ce stare sunt aceștia? Sunt teferi în continuare? Am văzut lupte inclusiv pe teritoriul Federației Ruse. Da, au fost, sunt teferi, sunt bine, avem norocul ăsta. Într-adevăr, luptele de acolo au fost foarte grele, au fost și, evident, pierderi de vieți omenești. Au fost lupte care au fost îndreptate legitim către ținte militare din Belgorod și pentru asta au fost și românii din Romanian Battle Group Jetica acolo, după cum puteți vedea în imaginile date pe post. Și ei nu sunt ce e important de spus și am spus asta și pe rețele de socializare, Romanian Battle Group Jetica nu este o unitate de invazie sau unitate de ocupare a teritoriului, s-au apărat, pentru că ei în momentul ăsta fac parte din forțele armate ale Ucrainei, s-au apărat atacând zone și ținte militare din Belgorod. Se știe, în momentul ăsta sunt mai multe echipe care luptă din mai multe țări, Georgia, Belarus, inclusiv Rusia. Radu Hosu, vreau să întreb în legătură cu postarea ambasadei ruse. Spunea că 349 de români voluntari în Ucraina au fost uciși de către forțele ruse. Nimic mai fals. Nimic mai fals. În realitate, românii în Ucraina, de la începutul războiului și până acum, probabil că au fost undeva la 100. În momentul ăsta sunt undeva la 50. Cel mult 50. Jumătate dintre ei îi cunosc. Au fost și pierderi, dacă ne poți spune? A murit un singur român. Este vorba de Rudolf Wittmann din Arad, care a fost trupului a fost adus înapoi în România și a fost înmormântat cu respectul adevărat. Din ce știi tu de la prietenii tăi ucraineni, care este starea de fapt? Lupte extrem de dureroase, extrem de grele acum în Ucraina, muniție din ce în ce mai puțină, din păcate, și ne întrebăm dacă e o stare de disperare, o stare de dezamăgire față de partenerii occidentali. Ce simt mai bine, ce simt mai exact acum ucrainenii? Din păcate, aceste bâlbe ale Occidentului, să le spunem așa, soft bâlbe, afectează moralul soldaților de pe linia frontului, pentru că se așteaptă ca Occidentul să-i poată ajuta. De ce? Pentru că acest război, pe care într-un final a declarat și Rusia, acest război nu este unul care vizează doar Ucraina, ci vizează practic, este o luptă cât se poate de evidentă între bine și rău, democrație și autocrație. Prin urmare, orice bâlbă a vestului afectează moralul ucrainienilor care se văd lăsați la greu, mai ales după ce au primit garanții de securitate în 1994 prin memorandumul de la Budapesta, unde li s-a promis că în timpul predării rachetelor nucleare vor primi aceste garanții de securitate ale teritoriului statului lor. Din păcate, nu este singurul tratat pe care îl ignoră Rusia. Radu Hosu, îți mulțumesc tare mult. Din păcate, nu mai avem timp. Aș vrea, dacă ai putea, să ne vedem cu ocazia emisiilor următoare. Îți mulțumesc pentru informații, îți mulțumesc pentru detalii și pentru că ai fost alături de noi. Mulțumesc.
E bun un pic de sport. Distanță, distanță între voi! În clipele ce urmează vorbim despre războiul politic. Cel puțin în rândul marilor partide politice vedem un război pentru funcții. De cele mai multe ori războiul este presărat și cu scandaluri. Scandaluri întemeiate dacă e să ne uităm în curtea unora dintre cei care au fost marii lideri regionali sau chiar naționali. Tocmai de aceea colega noastră Corina Matlinski, jurnalist Digi24, este acum alături de noi. Corina, bună seara! Bună seara! Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră și îți mulțumesc că ne-a ajutat să trecem în revistă câteva. Pentru că dacă e să ne uităm și la comune, localități mai mici, găsim probabil sute de oameni care au avut probleme mai mari sau mai mici cu legea. Mulți dintre aceștia sunt adevărați lideri cunoscuți la nivel național. Unul dintre cei care poate fi viitor președinte în continuare a Consiliului Județean este în imagine alăturată. Am ales câteva cazuri, însă am ales câteva nume sonore din trei mari partide, cele mai mari trei partide de la noi din țară. Iulian Dumitrescu, pentru că ați și vorbit de el ceva mai devreme, este suspect într-un dosar penal al Direcției Naționale Anticorupție pentru luare de mită. Ne amintim, 3,2 milioane de euro, spun procurorii DNA. Mai mult decât atât, nu ar fi declarat foarte multe bunuri, foarte multe sume de bani pe care le-ar fi obținut în acele declarații de avere, luare de mită, fals în declarații, susținut în continuare pentru această funcție. Este adevărat, se bucură de prezumția de nevinovăție și o să vorbesc în continuare pentru că nu întâmplător, după el vorbim despre un coleg de partid, Costel Alexe, el își dorește să fie președinte de Consiliu Județean. Luare de mită este deja trimis în judecată, însă nu are o condamnare definitivă. Și poate că atunci se întreabă colegul său de partid, eu sunt doar suspect, încă nu am fost trimis în judecată, nu am o condamnare definitivă. De ce eu nu aș putea să fiu în continuare în această funcție? Se bucură de prezumția de nevinovăție. Cine sunt ceilalți de pe listă, Corina? Să ne uităm și la alte partide. Da. Vorbim mai departe despre USR, un caz recent, Vlad Voiculescu, care este candidat la europarlamentar, este și el cercetat penal, suspect deocamdată în dosarul vaccinurilor, un dosar cu un prejudiciu uriaș, acuzat de abuz în serviciu. Nu este singurul din partid care a trecut așa pe la Direcția Națională Anticorupție. Corupție. Avem și un caz ceva mai recent al primarului din Bacău. Acolo își dorește și el un alt mandat, Lucian Viziteu. El este acuzat că ar fi ținut gratis o angajată într-un apartament acolo în Bacău, deși avea domiciliu în Bacău. I-a dat și această locuință, abuz în serviciu și el în continuare își dorește să fie primar acolo, se bucură de aceeași prezumție de nevinovăție. Și poate cel mai recent caz, pentru că am tot văzut ieri discuții în acest sens, vorbim și de Partidul Social Democrat, președintele Consiliului Județean Călăraș. El este deja trimis în judecată. Este interesant însă aici să facem această precizare. El în primă instanță a obținut deja o achitare. În luna aprilie acestui an are primul termen în apel. Să vedem dacă judecătorii o să considere că este nevinovat în acest dosar. Ieri însă, potrivit unor surse, ar fi vizat de o nouă anchetă a Direcției Naționale Anticorupție. Au fost procurorii la Consiliul Județean să ridice anumite documente și spunea el că ar fi putut să fie trimise acele documente doar cu o ordonanță, nu era nevoie de atât de mare tamtam. Așa se apără Vasile Iliuță. Rămâne să vedem dacă până la urmă va fi făcut sau nu suspect în acel dosar. Corina Matlinski, este foarte interesant cum unii dintre politicieni își doresc atât de mult atenția publică, dar doar atunci când le convine.
Îți mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru detalii, domnilor, domnilor. Noi vorbim în continuare despre politică, vorbim despre liste, vorbim despre ce înseamnă această campanie pentru europarlamentară, pentru locale, negocieri din interiorul coaliției. V-am promis, principalii lideri din cele două partide vor fi prezenți și iată că sunt prezenți aici, live, în această seară. Domnul Mihai Tudose este europarlamentar, lider PSD și coordonator al campaniei PSD pentru Parlamentul European. Bună seara! Bună seara! Domnul Tudose, vă mulțumesc tare mult pentru prezență într-un prim rând, într-o rând secund, președintele PSD Marcel Ciolacu a avut o părere în legătură cu posibilitatea prezenței domnului Dumitrescu pe listele PNL la, la alegerile locale, fără penali în PNL, sloganul PSD? Este o discuție complicată, fiindcă așa cum a spus și colega mea, asta, cu toate că generalizarea asta pe care o faceți, cu riscul de a supăra pe foarte multă lume, putem și noi să începem să ne pregătim cu jurnaliști care au făcut pușcării. Așa este, na. Da? Dar asta sunt plătiți din bani, bani asta privați. Asta nu vă implică și pe dumneavoastră, nu? Sunt plătiți din bani privați. Am înțeles. Deci atunci are voie să facă orice. Nu, nici de cum. Noi milităm pentru respectarea legii. Mulțumesc. Dar nu mai generalizați, da? Ați început cu război în clasa politică. Nu știu. O fi război unde știți dumneavoastră. Eu nu văd niciun război în clasa politică. E campanie. Sunt lucruri normale când fiecare partid își prezintă strategia, își prezintă planul de acțiune. Planul de campanie, da, avem și parte de circ, da. Două partide specialiste în zgomot și lumini, dar nu e război, acolo doar să fac ei de râs. Revenind la ce spuneți dumneavoastră, eu mai spun că nu comentez deciziile justiției. Așa este. Numai că aici avem pe unii care sunt trimiși în judecată, unii care încă nu au fost trimiși nicăieri, doar este o anchetă, știți că de multe ori anchetele nu se finalizează cu trimiterea în judecată, fiindcă nu se confirmă faptele. Avem un caz care e la, cumva la jumătatea drumului, dar prima instanță a spus că nu există fapta. Așa că haideți să vedem când se opresc lucrurile. Într-adevăr, nu este cea mai fericită ipostază pentru cineva să candideze. Partidul fiecare își asumă candidatura și de aici încolo noi nu avem o listă comună la Prahova. Domnule Tudose... Deci, repet, nu avem o listă comună la Prahova, da. Nu candidăm împreună la Consiliul Județean. Sunteți o coaliție, oamenii văd cumva deja la pachet coaliția PSD-PNL, pentru că sunteți la guvernare și pentru că nu e așa, colaborați. Ajută coaliția de guvernare prezența a domnului Dumitrescu, spre exemplu, pe listă? Dom'le, orice dubiu creează, știu eu, anumite dificultăți. Da. Da, vă aduc aminte și un caz în România, că asta e și nu a fost numai România. Au fost și cazuri ciudate, da. în lumea asta, au fost și candidați care au decedat în timpul campaniei, au rămas pe buletinul de voce, au fost aleși. Așa este, țineți minte, chiar în România. Țineți minte cazul fostului primar de la Baia Mare, care, da. A fost ales în timp ce era în arest. Acum este deja după gratul. În mandatul, în campania da. Trecută. Până la urmă, poporul e suveran. Dar, într-adevăr, anumite situații ar fi bine să fie evitate. Cum ar fi cele legate de cazul domnului Dumitrescu? Dar fiecare partid își stabilește mai bine strategia și probabil că au vorbit cu domnul Dumitrescu. Eu știu ce au vorbit. Ați fost că la... Nu cred că dumneavoastră știți mai bine ca mine sau mai bine ca dumneavoastră ce e acolo. Noi întrebăm, domnule. Am înțeles. Ați fost la discuțiile cu doamna Chiriac în momentul anunțului domniei sale privind retragerea? Nu. Știți de ce s-a retras? Dincolo de motive familiare. Nu e foarte simplu. Și cine va fi în locul domniei sale? Păi eu, din câte știu, acum nu va fi nimeni în locul domniei sale. Domnul Rareș Bogdan ne spunea acum o oră aici, pe același scaun pe care stați și dumneavoastră, că ar putea fi... prezența lui scaun, așa, energie. Rareș Tudose sau Mihai Bogdan? Da, unul, eu cred că renunțăm la ideea aceasta de candidat independent. Această idee a fost pentru a nu... știu, ostiliza electoratul, a fost ideea de acum o lună, două, între timp am constatat că electoratul s-a obișnuit cu această idee și, repet, cred că o să ne scurcăm și fără independent la Parlament. Veți deschide lista? Eu așa cred. Dumneavoastră? Eu așa cred. Ați avut deja discuții cu Partidul Național Liberal? Nu, cred că astăzi au mai fost niște discuții, le vom închide. Dar oricum nu vorbesc de mine, acum vorbesc de PSD. Deci, Partidul Social Democrat merge pe mâna lui Tudose pentru... Asta s-a stabilit el la noi în partid, din vot.
Domnule Tudose, vă propun cu bunăvoința domniei voastre să ne dați mai multe detalii despre ce va însemna campania pentru europarlamentare după o scurtă pauză de publicitate. Trebuie să luăm acest moment de publicitate. Revenim în doar câteva clipe cu reacția lui Mihai Tudose și la mesajul lui Rareș Bogdan. A avut acest mesaj pentru dumneavoastră. Prea multe peturi de apă.